Triști și negri rămân norii, ai Dunărea mea. Triști și negri rămân norii, ai Dunărea mea. Doamna când pleacă cocorii, de cum se revarsă zorii, de cum se revarsă zorii, ai Dunărea mea. Lucrările la un port turistic ce ar putea fi gata în 2023 la Călăraș demarează pe 2 august. Consiliul Județean a emis deja ordinul de începere a construcției. Portul va costa 86 de milioane de lei din banii autorității locale și ai Ministerului Economiei și Turismului. Doar că de peste 30 de ani pe brațul Borcea nu s-au făcut dragări astfel încât să fie navigabil în condiții de securitate. Astfel vasele riscă să rămână înțepenite în mâl înainte de a ajunge la ponton. Brațul Borcea nu oferă condiții de navigație, iar pentru asigurarea acestora pe această zonă sunt necesare fonduri și cheltuieli ulterioare imense. Se arată într-un răspuns al ministrului Cătălin Drulă la interpelarea senatorului PSD Nicușor Cionoiu. Ministerul anunță și că nu are utilaje cu care să execute lucrările de dragare. Sunt niște praguri unde trebuie făcute, unde e necesar. Dar cum se fac dragările astea? La ce? Cum se vine? Cu un vas mare? Cum se fac? Este un vapor care sapă, au utilaje de sapă. Cred că dacă s-ar apuca într-o lună, n-ar avea ce face, e mult. O altă soluție cinică venită de la minister este și mai tristă. Dacă vor să navigheze, cei din Călăraș să se mute 5 km în amonte pe malul Dunării. În timp ce autoritățile de la București ignoră una dintre cele mai mari resurse ale țării, unii și-au luat malurile Dunării pe persoană fizică și s-au opus începerii lucrărilor. Printre ei se află și un inspector ANAF. Ce vreți să vă arăt mai mult? Veniți proprietarul din baza la ce? O dorință, tot dorință. Nu, domnule, deci eu v-am zis, posesia mea este netulburată 30 de ani. Eu aici, aici, terenul ăsta, eu l-am făcut. Nu a fost nici al dumneavoastră, nici al Romfiei. Dumneavoastră, cine? Eu, persoana fizică, Stefan Abraham. Noul port, care riscă să rămână gol, poate atrage mii de turiști și va avea o capacitate de 250 de ambarcațiuni. Despre reavoință, corupție și incompetență la malul Dunării aflați mai multe în weekend, într-un reportaj special de Bogdan Muzgoci și George Lontiș.